pace. Că tu ai Logan. Tu ai Dacia Logan. Și eu am Scania Merțan. Viază mușa, atrofiază sânge, se pune grăsime în vasul de sânge, gata.
the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've called me a renegade. Oh, throughout my loss you said we could start again, but I'm a renegade of your love. Oh, but I'm a renegade of your love. I'm a renegade of Ei, fraților, dragi oameni buni, banană, muncia aceea, bă, băiatule, bă, și mă chemară și mâine, mă, făcură alea, am zis să revină numai, vină că mâine îți dăm 18 lire jumate pe oră, hai, vină viața mea, să te duc în Italia, bă, frea, eu cu coronavirusul ăsta, m-am lămurit. Bă, ce transpirai, bă, băiete, bă. Asta așa un pic. Dau drumul la căldură. Așa. Bă, dacă e să-l iei, îl iei. Îl iei, bă, n-ai cum să nu-l iei. Virus sunt peste tot. Virus sunt peste tot, dacă lei, lei. Dar eu totuși tind să cred că în viața asta mor cum ai trăit. Din picioare, coxule. Toată viața ta te-ai zbătut cu 11.000 de probleme. Vârsta ta mentală este 32, 33, 34 de ani. N-ai ce să mai ne tu ălea. Ești bătrân de acum colo, viața mea. Te duc în Italia, să tui cu ălea așa, mai ai 7 minute și fac un 45 de minute. Nu mai putui așa că munci mult, încărcai. Ia uite ce viață are și ăsta, bă. Uite și voi credeți că ăsta nu poate să umble? Ha? Credeți voi că ăsta nu poate să umble? Eu nu cred că nu poate să umble. Ăsta umblă, mă, dar ăsta e mafio de mafioși, ce sunt ăștia, de-aia umblă așa. Ăștia de-aia își ia de ăștia trochinete. Să umble barosăneală. Aprind țigările. De-aia nu-și dau seama că își fac mai mult rău decât bine, mă. Mă, nană, când te-ai oprit din muncă, când ai sta, când ai ălea, te-ai dus. Te-ai dus. Corpul ăsta e ca și mașina, mă. Mașina când tragi de ea și dai în ea, merge. Când nu mai dai în ea, nu mai face nimic. Așa e și corpul. Când intră și muncești, omul când stă, atunci se îmbolnăvește. Atunci se atrofiază mușchi, se atrofiază sânge, se pune grăsime pe vasul de sânge, gata. Când stai, te îmbolnăvești, nu când muncești. Când muncești, uite, transpir până la os, n-am tricou de schimb, s-a adunat răscame pe burtă verzi, ce să fac? N-am ce să fac. Stau. Ia uite, bă. Ia uite, bă. Dui drumul ăsta. Bă, mai am să închid aripioara aia de acolo. Știți? Dau căciula asta jos din cap, zic că să mă încarce un pic GoPro-ul ăsta. Hero 8-ul. Că vreau să mă trag vreo două vloguri până în garaj, oricum filmez și mâine. Trebuie să muncesc pe YouTube-ul ăsta, trebuie să fac la oameni episoade, bă. Trebuie să mă implic așa cu suport, cu mai multe cadre cu alea. Bă, dar ce transpirai, bă, viața mea. Bă, și eu ca prostul, mă. Lăsai geaca aia reflectorizantă pe mine, mă. Dar mâine nu mai vine în geaca reflectorizantă. Că aici e treaba, că nu e, de muncă. E de muncă, e de împins. Mie să împing îmi place, mă, că doar de aia. Uf, nu mă duc la sală.
Înțelegi? Mă duc să iau cablu, învățai să folosești și bear liftul ăla. Îmi spus ăla, vezi că ai cablu de băgat electric. Jap. Să scot cablul ăla electric de acolo și să plec acasă. De aici mai fac o oră până acasă. Să zic că să mă lungesc așa, că așa nu mai dau nimic acum de făcut. Ăștia nu mai dau nimic acum de făcut, vă spun eu. Nu mai dau nimic acum de făcut. Și să zic să mă duc măcar la 8 ore. 8 cu 8, 16. Nu mă duc la 8 ore. Dar îmi plătesc 8. Două pauze, 45 de băgai, îmi piesea niște cărcioare, conduse o oră. Mă duc încolo și plătesc 8 ore. Hai. Ce să faci, stai. Mă duc să închidă la... Și îi dăm către casă. Deci, dragi prieteni, bine ați venit la o coxangeală, o vlogangeală. Deja ne-ați cărcat aici și aș plecăm către casă, viața mea. Și am GoPro Hero 8 Black și stăm. Nu ștergem bordura, nu ștergem. Are o mai bună claritate GoPro Hero 8. Țin să vă anunț că o are mai bună. De-au făcut defecte ca să mai dai banii pe scule. Cracia, dacă îi forțezi un pic să rup, să alege praful de ei, înțelegeți? I-am făcut la defecte ca să poți să mă-i bași bani. A băgat coxul, mâncaia și talentul lui de s-a săturat și cred că o să mai bage, dar nu se lasă. Ăsta nu se lasă, aia e. Hai mă, gata că intru eu acum, pace. Că tu ai Logan. Tu ai Dacia Logan. Și eu am Scania Merțan. Haide! Bă, ce trage, bă. Bă, când conduci Scania, coxule. Coxule, când conduci Scania, cum stai răzămat? Țapă în volan, întors, răsucit, îmbordat. Am vrut să mă apuc să trag în 4K, dar am zis, bă, viața mea. Oamenii mei să uită, poate să trag și în VGA. Bă, și sunt mult invidioși și frustrați pe mine. Bă, că de bine de rău, nu m-am dat în stambă cu aurul, cu mașini, cu alea. Am coaja aia de mașini, n-am nimic. Și lumea tot mă urmărește. N-am nimic și lumea tot mă urmărește, îți dai seama. Dacă aș avea și eu câte ceva, cum ar fi, cum ar mai urmări lumea? A? Grav de tot. Dacă aș avea o mașină bună, țapă, dar nu mea, mă, așa că nu vreau să... Dai seama, publicul s-ar lărgi cum ar veni. Că lumea să mă uită și după mașină bună, să mă uită și după aia, și după aia, și după aia, știi? Și când ai conținut divers, atragi public. Și de car vlog, și de aia, și de aia, și de aia, viața mea, înțelegi? Spre asta e vorba, pui semnalizare, ai intrat, baf. Pac, pui semnalizare stânga, ai intrat, jap. Știți ce zic? Știu, aici știu că... Uite aici închisără. E sâmbătă, bă, man, ce ai. Da, și îmi vedeam că și mâine fac livrare. Și mâine îmi dă dură cursă la aceeași oră, ce ai. Mâine la 4:30 sunt la ei în curte. Că nu terminai de prășit. Nu terminai de prășit astăzi, ce am fost de prășit. Și mă duc și mâine să-i rezolv. Chestia bună cu GoPro Hero 8 ăsta, știți care e? Ca și calitatea audio, parcă mi se pare o idee mai bună. Ca și calitate video, este mai bună într-o oarecare măsură, că ăsta nu are funcția aia de focalizare pe ecran. Lasă, dacă îi pui mâna pe ecran, nu focalizează ca 7-le, ca 5-ul. Știi? Înainte atingea ecranul la 7, îți focaliza o parte a ecranului. Știi? Atingea ecranul la 5, îți focaliza o parte a ecranului. Ăsta parcă e mai bun în condiții de luminozitate mare, știți?